astăzi, 14 februarie 2021, am fost Alex de la Motocicleta Potrivită, dar și Cupidon pentru Radu și această Yamaha MT-07-2018. Ce s-a întâmplat? Radu a văzut niște motociclete în București, a apelat la serviciile mele, am purtat o lungă discuție telefonică, după care am plecat la drum. Știam ce vrea, lui trebuia o motocicletă de A2. Acest MT-07 este A2 de fabrică, în acte, așa că nu mai avea probleme cu limitări. Trebuie să iei chid de limitare, trebuie să găsești un service, trebuie să te duci la RAR, adică a scăpat deja de o întreagă poveste. Și mie îmi place foarte mult motocicleta asta. De ce? Nu ești forțat după ce ai trecut la A, ți-ai luat permisul de A, să-ți cauți altă motocicletă. Pur și simplu mergi cu ea la reprezentanță, o delimitezi și îți vezi de treabă mai departe. Așa că este cumva un win-win. O poate folosi cu A2 și pe urmă o poate folosi și cu A. Această Yamaha MT-07 este o motocicletă de buget de la Yamaha, adică un naked cu suspensii simple, fără nicio întreținere majoră. O motocicletă pe care te poți baza pentru foarte multe mii de kilometri cu doar schimbul consumabilelor normale. Este o motocicletă cu care poate să meargă un începător, adică este suficient de docilă pentru un începător și este suficient de puternică pentru o persoană experimentată care vrea să se distreze cu ea și vrea să o ducă puțin în ture. Acum, despre acest MT-07 2018. Nu este o motocicletă nouă, este o motocicletă de 35.000 de kilometri care prezintă niște urme de uzură specifice acestor kilometri. Ce mi-a plăcut mult la ea era că nu era pregătită de vânzare, adică pregătită, cum se întâmplă în România, dar motocicleta era exact cum am găsit-o, exact cum o ținea proprietarul ei, cu puțin, ca să zic așa, puțin murdară. Asta este nu neapărat un lucru rău, este un lucru bun. Vedem exact starea în care era folosită motocicleta. Am făcut o listă cu ce am găsit la fața locului și a ajutat foarte mult, l-a ajutat foarte mult pe Radu în negocierea prețului final, acest deviz estimativ de reparație pentru a duce motocicleta pe linia de plutire. Ce am găsit mai exact? Guma pe față trebuie neapărat schimbată, guma pe spate a fost schimbată, dar este o gumă destul de dură, recomandată mai mult motocicletelor de tură, motocicletelor grele, motocicletelor mai grele de 260 de kg, 250 de kg. Aceasta este o motocicletă ușoară, are undeva la 180 de kg la plin, așa că i-am recomandat să schimbe ambele gume, nu numai cauciucul pe față care este deadline, capăt. Puțină uzură la lanț, lanțul va trebui schimbat în viitorul apropiat. Plăcuțele la fel sunt pentru 35.000 de kilometri, sunt undeva la capătul, undeva la 1/3 spre capătul lor de viață, așa că vor trebui schimbate în viitorul apropiat. Carena pe față are o mică prindere ruptă, deoarece la revizia filtrului de aer cineva a fost neglijent, așa că vă recomand să aveți grijă unde faceți reviziile, pentru că nu toată lumea se pricepe să repare multimarcă, adică e mai bine să o duci la un serviciu specializat care știe exact modelul, nu face pe bușbăite și nu îți cauzează genul ăsta de inconveniente. Motocicleta a suferit și o mică trântă, pentru că am spus, motocicliștii se împart între cei care au căzut și cei care vor cădea. Așa că dacă ești începător, este, ca să spun așa, aproape inevitabilă. Fie că ești obosit după un drum mai lung, fie că te surprinde într-o poziție mai nefirească, o frână mai bruscă, are o mică avarie, o să vă arăt imediat, nimic spectaculos, deoarece a avut crashpad-urile originale Yamaha, care și-au făcut datoria și au lăsat motocicleta intactă în rest, are doar o mică julitură pe crashbar și pe capătul de ghidon. Maneta de ambreiaj a avut și a de suferit în urma trântei ușoare, nimic spectaculos, este 120 de lei, nu este un capăt de lună. Semnalele, deoarece nu au fost folosite semnale originale, au fost folosite niște semnale China, au avut de suferit, ba nu mai merg, ba unele au fost lovite la trântă, ba pur și simplu s-au rupt de la vibrație, așa că vă recomand ca semnalele să fie ceva de calitate, sunt destul de esențiale în a le arăta restulor participanților la trafic pe unde vreți să mergeți. Furca față nu curge, dar teoretic a trecut, s-au făcut 3 ani de când motoreta a fost fabricată și
s-au depășit cei 25.000 de kilometri din carte, așa că chiar dacă nu, nu curge, da, pentru că românul este obișnuit să repare atunci când curge, trebuie schimbat uleiul din furcă, deoarece a depășit și durata de viață și numărul de kilometri. Păi, cred că cam asta a fost tot ce aveam pe listă. Vi le arăt un pic în particular, ca să zic așa, pe fiecare în parte și îi dăm drumul la treabă. Exact cum vă spuneam, guma pe față uzată, trecută de service limit, moartă și neîngropată, trebuie neapărat schimbată. Plăcuțele nu cred că se pot vedea cu camera, nu mă pot duce chiar atât de aproape. Cauciucul pe spate, care eu nu sunt de acord cu acest model de cauciuc pe această motocicletă ușoară. Lanțul un pic uzat spre capătul vieții, foaia ascuțită un pic, lanțul prezintă uzură atunci când tragi de el la jumătate. Acest crashpad, care și-a făcut datoria, a rezolvat eroic problema, a salvat motocicleta de la o daună mult mai mare. Capătul de ghidon, care la fel și-a servit patria, maneta de ambreiaj și-a servit patria, totul, motocicleta în ansamblu, un semnal care a hotărât să ne părăsească, un semnal care a hotărât să meargă doar până la jumate. Motocicleta pe ansamblu își merită banii. I-a ajutat foarte mult de vizul acesta estimativ de reparație, s-a negociat la sânge, toată lumea a plecat fericită, atât Radu cât și vânzătorul. Toba Krapovic trebuie neapărat cu silencerul, pentru că băieții de la RAR sunt foarte supărați și pe bună dreptate. Foarte multe popârci pe roți cu tobe AliExpress fac o gălăgie de nedescris pe bulevarde, mai ales noaptea după ora 12. Păi, cam asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat până la capăt și vă aștept în episodul viitor de la Motocicleta Potrivită. Radu, ce pot să zic? Mulți kilometri în șa. Mulțumesc. Baftă și asfalt uscat alături de noua jucărie. Să te bucuri de ea, să faceți mulți kilometri împreună și fără incidente. Facem și o poză. Așa, super.